Strategiile de evoluție urbană au fost stabilite de către edilul Gheorghe Hânsă pentru perioada 2006-2015. Echipele din teren lucrează la foc continuu, chiar și în condiții de iarnă. Și asta pentru finalizarea la timp a întregii rețele de termoficare a orașului Cernavodă. Proiectul prevede extinderea sistemului de termoficare cu o tehnologie nouă și cu materiale de foarte bună calitate. Deja utilajele pentru dotarea punctelor termice 7 și 46, mai bine spus în cartierele Deal Sofia și Cimitir, au sosit, se lucrează la montarea și dotarea acestor puncte, utilaje pentru punctele termice. Drept urmare, sunt instalate conducte preizolate care nu pierd energia și sunt dotate cu senzori electronici pentru identificarea eventualelor avarii. La această racordare, în această etapă, sunt conectați aproximativ 350 de consumatori, mai bine 350 de gospodării. Este vorba de zonele de case, zonele oarecum de cartiere mărcinașe. Proiectul a fost inițiat de către primăria Cernavodă, dar din nefericire lucrările nu au putut fi finalizate la timp. Finanțarea a fost obținută în decembrie 2013, iar condițiile grele de iarnă nu au putut permite implementarea în termenul impus. Din fericire, acum finanțarea a fost acordată în timp util, iar termenul pentru finalizarea proiectului este suficient pentru a realiza procedurile de achiziție și demararea lucrărilor.